Știu că nu mă cunoști, dar vreau să arunc și eu niște cuvinte. Nu mă știi cine sunt, na, acum și-ți spun dacă mă asculți. Nu sunt rapper cunoscut, na, nu sunt singur, suntem mulți. Rap-ul vrem să-l dezvoltăm, tot încercăm noi cum putem. Că avem tare mulți artiști talentați și-s foarte bun dacă o șansă le dați. Să știi că folosesc dialect basarabean, mai ușor de înțeles pentru un moldovan. Am ales să citesc tot așa cum vorbesc și încerc să trăiesc după cum e al meu text. Că ușor să scriu, hai să fim uniți. Când eu singur de acasă din Moldova am fugit, am plecat în altă parte că era tare greu. Moldova să mă ierți, am fost slab de caracter, dar în fine am plecat, tot știu că în țară hip-hop e viu. În câțiva ani pot să pun pariu că nu-mi zadar versuri acum scriu. Că tot mai mulți vor începe a scrie cultura de hip-hop a îndrăgi. Doar că un lucru trebuie să știm, pentru copii e exemplu să fim. Că mi-aduc aminte când eram mititel, ascultam pe capușon și spuneam că eu numai decât să scrie versuri gratisul, astfel voi putea reprezenta Moldova la fel. Și noroc de dânsul că am avut curajul să mă apuc de rap și să fac eu pasul. Chiar dar știu cândva că voi fi judecat, înseamnă să bagă din greu în lucra. Tare mult faci un proiect ca underground MD. În timp scurt o să vedem că în țară noi avem atât de multe talente ce trebuie să încurajăm. Să-i susținem pe ai noștri și să-i promovăm. Acum știi cine sunt, na? Dacă nu, atunci e ok. Că nici eu nu mă cunosc, na? Dar știu precis că mă îndresc spre un țel. Rap-ul vrem să-l dezvoltăm, tot încercăm noi cum putem. Că avem tare mulți artiști talentați și-s foarte buni dacă o șansă le dați. Acum știi cine sunt, na? Dacă nu, atunci e ok. Că nici eu nu mă cunosc, na? Dar știu precis că mă îndresc spre un țel. Rap-ul vrem să-l dezvoltăm, tot încercăm noi cum putem. Că avem tare mulți artiști talentați și-s foarte buni dacă o șansă le dați. Dacă o șansă le dați. Yeah, e că m-a rugat și eu niște cuvinte.